Babe, wake up. Drama Elysium continuă. Da, v-ați auzit bine, continuă drama asta cu Elysium, pentru că omul, bă, aparent, e cutia Pandorei, frate. Când o deschizi, nici măcar nu știi ce iese de acolo. Aparent, tot apology video-ul ăla pe care l-a făcut el era cum ne-am așteptat și cum am zis. Și în videoclipul care l-am făcut despre treaba asta, era un bullshit. Total bullshit. O mințit omul de o înghețat apele. Ceea ce era de așteptat, pentru că genul ăsta de content creator nici măcar nu, bă, nici nu vine să zic content creator ești nebun, că dacă îl fac pe ăsta content creator ești nebun, e o jignire asupra mea. Nu-s masochist. Deci, ca să vă pun la curent în caz că nu sunteți cu cazul ăsta, pentru că e un caz, sincer, chiar e un caz social tot ce se întâmplă aici. Bă, Elysium ăsta e un content, scuză-mă, e un ce e el, să mă bat data că nu știu ce e, care face TikTok-uri. TikToker. E bine că să zic TikToker. E un TikToker care face TikTok-uri, că se duce la oameni pe stradă, de obicei la homeless, și întreabă tot felul de chestii și bagă rapid acolo un ad pe videoclip, lor le dă maxim 10 lei, 20 de lei. Hai să zicem, le mai dă și un bucket de la KFC cu mâncare și call it a day, ești nebun, se spală cu banii de la branduri și îi bagă în buzunar. Și lui Elysium ăsta i-a mers foarte bine treaba asta, până când am venit noi copii băgăcioși și am vorbit despre tot ce face ăsta pe TikTok. Și bun, am făcut un video, primul meu video despre toată treaba asta, îl puteți vedea chiar aici, am lăsat poză cu thumbnail-ul aici, intrați pe canal și uitați-vă la el dacă nu l-ați văzut. După aia, omul meu Elysium a venit cu cel mai decăgat video de apology pe care l-a văzut internetul, YouTube-ul românesc sau internetul românesc, cum vreți voi să-i spuneți. Video mai prost ca ăsta în viața mea n-am văzut. Omul efectiv s-a uitat la videoclipul Dorian Popa cu apology la păcănele și ce-o zis? Da, frate, ăsta-i. Ăsta îi ești nebun, ăsta e miezul. În viața mea n-am văzut ceva așa de bun. Trebuie să fac și eu ceva la fel. Eu copiat apology-ul lui Dorian Popa. O și zis în apology că el, ăsta e visul lui, frate, ești nebun, să fie ca Dorian Popa. Bine, frate, dacă ăsta e visul tău să fii ca Dorian Popa, ești nebun. Cine-s eu să zic că nu poți să ajungi ca Dorian Popa? Bine, probabil că nu poți, pentru că îți lipsesc câțiva neuroni pe care Dorian Popa îi are. Știi ce zic? O să ne uităm puțin la apology video-ul ăsta încă o dată, pentru că e ceva important aici despre care o să vorbim și în video de astăzi. Gen, trebuie să adăugăm un context. Astăzi vreau să am o discuție foarte serioasă cu voi, cu cei care mă urmăriți, dar și cu cei care nu mă urmăresc și probabil au aflat de pe YouTube sau din presă evenimentul care s-a întâmplat săptămâna trecută. Și anume, faptul că s-a interpretat greșit că mi-am bătut joc de un om al străzii. Lucru care, sincer, nu am simțit nici atunci, nici acum. Pentru că nu mă reprezintă aceste gânduri. Nu reprezintă aceste gânduri, dar stați așa. Să vedeți numai mincinosul care roade osul. Să mor eu, deci efectiv trebuie să mă comport cu băiatul ăsta ca și cum aș comporta cu un copil prost, frate, ești nebun. Pentru că e copil și efectiv nu înțelege cum funcționează lumea. Așa trebuie să mă comport și cu ăsta, pentru că mă jur pe viața mea, nu știu câți ani are omul ăsta, dar mintea nu-l duce mai mult decât pe un copil de 15 ani. Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și nu vreau nici o secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-au întâmplat lucrurile. Mare atenție, nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele și nu sunt aici să mă ascund. Recunosc, în urmă cu 2 săptămâni, am fost contactat de un sponsor pentru a realiza o campanie de awareness cu oamenii străzii. Decizie care a pornit în urma unui studiu realizat în 2005, publicat în revista de medicină internă generală cu numele Vieți private în locuri publice, și anume singurătatea persoanelor fără adăpost. Ăsta e numele studiului. Acest studiu afirmă că persoanele fără adăpost se confruntă cu un nivel ridicat de singurătate și izolare socială. Bă, stai un pic. Înainte să treci mai departe, eu acum mi-am dat seama, ești prost? Bă, vedeți că studiul ăsta nici măcar nu are titlul ăla care l-o zis el. Doamne ferește, bă, frate. De ce mi-am dat seama numai acum, ești nebun? Deoarece sunt desprinși de toate rețelele sociale, cum ar fi familia, prietenii, comunitatea și etc. Și aici intervin eu, un băiat de 22 de ani, care e prima dată când face genul ăsta de videouri, mă aflu în KFC Dorobanț. În fine, irelevant. Dacă vreți să vedeți video despre tot apology-ul lui ăsta de căcat, aveți videoclipul ăsta,
care l-am făcut despre Apology Video în sine și am vorbit acolo în detaliu despre tot ce a vorbit el aici. Ați auzit care a fost treaba. Am vrut să ne uităm la chestia asta ca să aveți un context despre ce o să fie videoclipul ăsta. Deci, șeful meu Elysium, băiatul ăsta șmecher, content creatorul ăsta nespus de bun, incredibil de mare content creator. O zis că l-a contactat un brand să ridice awareness la un studiu care l-a căutat el în 2 minute pe internet, a scris acolo despre ceva despre homeless ca să bage din burtă și o zis că sponsorul a venit cu ideea asta. Ok, e incredibil de prost Elysium ăsta și ne ia pe noi de proști și e nesimțit, frate, că face chestia asta, sincer. Deci eu, dacă aș fi fost fan Elysium, eu m-aș simți jignit, frate, jignit, pentru că îmi jignește inteligența, pentru că el crede că noi suntem așa de proști încât să credem căcaturile astea ce le scoate pe gură. O zis că o venit sponsorul la el să facă o campanie de awareness, ești nebun, pentru oamenii străzii. Crazy. O venit acum sponsorul ăla, adică Sens Cosmetics, ăla pe care l-ați văzut acolo, și omul a fost așa de nesimțit cu sponsorul ăsta încât, pe lângă că i-a făcut content de căcat, i-a pus într-o lumină incredibil de proastă, nici măcar nu a fost în stare să editeze, frate, ești nebun, în programul de editat, în nu știu în ce folosesc editorile lui, că sigur nu-și editează singur chestiile astea, în Premiere, nu știu, să facă, frate, ești nebun, un logo normal la brandul ăsta și să-l pună acolo pe TikTok-ul lui. I-a făcut logo-ul ăla și l-a slăpuit acolo să mă bată tata, zici că e ceva ad la pastile de mărit măciuca. Ești nebun? Așa le-o zici că e cu X acolo, ești nebun să dai pe X. Ce dracu, frate? Bă, așa de tare ți-ai bătut joc de săraci oameni care te-au plătit. Dar și brandul ăsta, mă, frate, n-am să te mint acum, să fie cu iertare, dar voi nu vă uitați înainte. Ce face omul ăsta înainte să vă posteze? Na bun, în fine, trecem peste. Hai să ne uităm, revenim mai încolo la brand. Revenim. Deci ne uităm acum la ce o răspuns brand ăsta o pus pe Instagramul lor chestia asta. Dragi urmăritori, vă informăm despre o situație recentă care implică un creator de conținut pentru brandul Sens Cosmetics în contextul unei colaborări. În urma evaluării acestei colaborări am constatat că anumite materiale produse de respectivul creator nu corespund standardelor și valorilor noastre ca brand și nu au avut acordul companiei pentru a fi publicate. Păi vezi, aici a fost problema. Cum ăsta a postat fără să fie aprobate de companie. Bă, când faci un brand deal, mereu înainte tu trimiți contentul respectiv la brand ca să îți dea aprobare, că da, e ok, pentru că brandul ăsta își pune reputația la bătaie, știi, prin tine. Ceea ce mi se pare normal, să trimiți brandul, știi, să aprobe, să zică că bă, da, e ok, postează. Bineînțeles că când vine vorba de partea creativă, lași totul la content creator, dar când vine vorba de promovare în sine, totuși te uiți să vezi, bă, frate, totuși pot să-mi asociez imaginea cu oameni de genul sau nu pot? Pentru că de când au apărut, frate, ești nebun, content creator ăștia de carton, de pe TikTok, altfel n-am cum să-i numesc, nici măcar content creator nu pot să-i numesc, că e o jignire, frate, ești nebun. Bă, o stricat-o toată piața, să mă bată tata. Dar e ok, frate, astea-s vremurile în care trăim. Trecem peste, știi ce zic? Că vedeți că la fel de repede cum vin, la fel de repede și pleacă. Având în vedere situația creată, am decis să încheiem colaborarea cu acest creator de conținut și am solicitat îndepărtarea de pe conturile sale de social media a tuturor materialelor ce utilizează logo-ul Sens Cosmetics, fără permisiunea noastră. Precizăm că nu aprobăm și nu susținem un conținut care poate fi considerat ofensator sau inadecvat și ne cerem scuze pentru orice disconfort sau neînțelegere cauzate de aceste materiale. La Sens Cosmetics ne mândrim cu angajamentul ferm privind responsabilitatea socială și comunitatea, vom continua să luăm măsuri pentru a ne asigura că toate colaborările și materialele asociate cu brandul nostru reflectă aceste valori. Vă mulțumim. Bă, da, eu îi cred. Eu chiar îi cred, pentru că niciun business, frate, niciodată vreun business nu o să vrea să se asocieze cu așa ceva, știi ce zic? Gen, e logic, nu? Acum că au venit boala ăsta și că au făcut chestiile astea și că le-au postat, acum eu zic că amândoi, și brandul și el au vină. Brandul mai puțin, el mai mult. Pentru că până la urmă el a făcut chestiile astea, gen, nu putem să dăm vina pe brand, ești nebun, pentru că brandul nu a venit nici cu ideea cu campania de awareness și brandul nu a venit nici cu ideea să se ducă la un homeless să-și bată de el să zică că fainele lui de pe Farfetch. Știi ce zic? Brandul probabil s-a dus la ei și a zis că bă, vreau să ne promovăm prin TikTok-urile tale. Pune-ne și tu acolo logo în TikTok-urile tale ca să aibă oamenii, știi, îți mai dăm un cod de reducere, whatever. Un brand deal normal. Numai că el acum, frate, ca să se scoată, repede s-a gândit la ceva să inventeze. Dar bă, frate, mamă, frate, ești nebun, că și mai mea de acum. Păi omul ăsta, mă, după ce a făcut chestia asta, o crezut că scapă basma curată să bage din burtă căcaturi de genul, să ne mintă pe față, mă, omule, bă, pe față să ne mintă, ești nebun? Păi omul ăsta cum mai are credibilitate acum? Cine dracu ar mai vrea să se asocieze cu el? Sau cine dracu ar mai vrea să se uite la el? În primul și în primul rând, pentru că are zero credibilitate. Au făcut căcat de ce l-au făcut, au venit cu un apology de căcat de două ori încă au venit. I-au mințit pe față, au mințit pe absolut toată lumea pe față care se uită la el și acum încă are pretenția ca noi oamenii care se uită la el sau brandurile să lucreze cu el și să fie totul ok, pentru că o scos un apology video, s-a uitat la Dorian Popa, o sta jumătate de zi să se gândească, să
să scoată cuvintele alea de undeva, le-o scos, că nu știu cum le-o scos, dar le-o scos cumva și le-o pus pe foaie și le-o citit. Cu greu, dar no, totuși s-a întâmplat, ceea ce e de aplaudat, bravo, bă, Elysium, ești nebun, ai reușit să faci un video de 5 minute în care să vorbești cursiv, felicitări, și cursiv debatable. Și acum a apărut și chestia asta, deci acum, bă, Elysium, fratele meu, îți dau un sfat dacă mă ascult, pentru că, crede, bă, am de 10 ori mai multă experiență decât tine când vine vorba de chestii de genul, după cum se vede. Fratele meu, pune-te frumos în fața la calculator, deschide ChatGPT-ul, că ai nevoie de ChatGPT, și scrie acolo să te ajute să-ți faci un apology sincer în care să zici următoarele chestii. Am fost prost, îmi pare rău că v-am mințit, n-o să se mai întâmple, mai dați-mi încă o șansă. That's it. Atâta trebuie să faci, șefule, atâta trebuie să faci, să mă bată tata de nu. Sau dacă vrei mai bagă o chestie din asta, că nu mă supăr, că niște content în plus, știi ce zic, niciodată n-o să strice. Da, aveți grijă, bă, cu content creatorii ăștia de pe TikTok, pe bune vorbesc, că ăștia sunt cei mai periculoși din toate punctele de vedere. Jale, mă, jale. A bine, oricum ne așteptam să, cel puțin eu mă așteptam să se întâmple așa aici, nebun, pentru că până la urmă pot să numer pe degetele de la o mână câte chestii bune au ieșit cu TikTok-ul ăsta. Dar da, aveți grijă de voi și aveți grijă, de fapt aveți numai grijă de voi, că în rest nu contează nimica. Hai, v-am pupat. Totul e fake, internetul e fake. Peace.